Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Biserica Sfântul Vasile cel Mare organizează duminică 10 februarie între orele 8.30 și 13.30 o acțiune de donare de sânge. Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din parohie care doresc să îi ajute pe pacienții care au nevoie de tratament transfuzional. Pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani cu greutatea peste 50 de kilograme, care nu au suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, malarie, infecție HIV, epilepsie, diabet zaharat, insulinodependent sau bol de inimă. Persoanele peste 50 de ani sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu sunt în evidență cu bol de inimă neurologice, alte boli cronice care ar contraindica donarea de sânge. Persoanele care efectuează o donare completă 450 ml sânge beneficiază la cerere de șapte etichete de masă pentru produse alimentare. O zi liberă în ziua donării, în cazul donatorilor salariați, elevi, studenți și militari. Decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării, între localitatea de domiciliu, reședința înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se efectuează donarea de sânge. Cu trei zile înainte de donare este interzis consumul de băuturi alcoolice. În ziua donării se recomandă un mic dejun ușor, sandvișuri, fructe lactate și minimum 500 de mililitri lichide.